Sunt foarte bine susținut de tandemul Soare-Venus și trebuie să-și onoreze angajamentele profesionale ca la carte, să-și creeze tovărășiile și parteneriatele care le sunt benefice, în așa fel încât un start bun de an cu relații unde ați discutat, unde v-ați prezentat CV-ul sau omagiile sau fiecare după caz ce crede că este mai bine pentru el, atunci anul va avea un debut destul de bun. Soarele în Capricorn susține partea sentimentală a racilor, a taurilor, relațiile de suflet, în așa fel încât în momentul în care taurii pun preț pe chestiunile afective și pun mare preț pe chestiunile romantice și la fel pun mare preț pe confortul din familie, zona aceasta de normalitate, dar normalitatea caldă și plăcută a căminului și a familiei, toate împreună vor da starea de spirit pozitivă, optimismul, încrederea că în luna ianuarie pot avea un debut bun, un start bun, nu neapărat pentru ei, că nu întotdeauna pun preț pentru ei, ci pentru atmosfera aceasta de familie caldă, plăcută, confort, cu de toate. Iată că taurii, mai mult ca niciodată, vor ști să prețuiască valorile autentice. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.